Și domnilor, vedem un interviu în exclusivitate cu soțul Dianei Șoșoacă. Silvestru Șoșoacă a fost exclus din conducerea partidului. Senatoarea amenință că îl exclude de tot din partid. I-am salvat sufletul din ghearele serviciilor secrete, spune Diana Șoșoacă despre această mișcare. Haideți să vedem ce spune soțul său după această decizie a senatoarei Diana Șoșoacă. De ce vi se pare dumneavoastră asta un scandal? Nu e un act de normalitate într-o construcție care se numește partid și mai e și democratică? Cea mai democratică din România, că nici aia care dorm în același pat nu sunt de aceeași părere. Se mai ciundănesc și se mai una alta. Soția dumneavoastră vă acuză de faptul că v-au acaparat serviciile secrete. Ei, soția mea știe bine că nu m-au acaparat pe mine și dacă ar fi, nu mă pot acapara. Am spart Mossad, am spart nu știu câte grupări ale SRI-ului infiltrate pe lângă noi și sunt supărat cu ea că nu vrea să-i arunce la gunoi și pe ultimele rămășițe ale lor. Asta e discuția, de fapt, dintre noi. Să-i mai păstrăm să-i dezinformăm. Eu zic, dă-i mă, așa că chiar n-am timp să mai pun ăștia frâne că au început la anul electoral. Și dumneavoastră ați acuzat-o că face abuzuri pe grupurile interne de partid. Nu știu cât de acuză e. Eu am spus lucrurilor cum le-am crezut eu, pe nume. Așa am crezut eu că trebuie să spun. I-ați spus să-și ia pastilele. Are probleme? Nu. Alea sunt niște mesaje vechi de nu știu câtă vreme. Nu sunt noi. Mesajele alea nu sunt noi. Bun, da. Și când i-ați spus, adică are probleme, doamna Șoșoacă, de i-ați spus să-și ia pastilele și i-ați spus că are probleme psihice. Nu, astea sunt răutăți pe care le aruncăm unii altora când ne enervăm unii pe alții, nu? Sunt normale, sunt banale. Și ce faceți? Adică rămâneți împreună, soț și soție? Vă gândiți să divorțați? Cu partidul cum faceți? Dar de ce să ne divorțăm? Dar de ce să divorțăm? Adică nu putem avea niște divergențe peste care să nu trecem? Păi, da, dar divergențele acum sunt publice, iar... Și dacă sunt publice, ce asta? Trebuie să divorțez. Decizia suspendării dumneavoastră este una statutară? Cum o considerați dumneavoastră? Nu e. Citi, intrați pe statutul nostru, e pe site-ul sos.ro, la articolul 16, aliniatul 2. Și o să vedeți că e o glumă. Păi efectiv, și... e o glumă. Tot o răutate din partea ei, cum a fost și aia de data trecută, acum un an de zile, sau cum a fost din partea mea. Ați vorbit cu ea în ultimele ore? Și acum 30 de metri, da. Și ce vă spuneți? Avem noi ce să ne spunem. Vă dați seama, o viață de om se poate discuta în câteva minute și iarăși un proiect de partid, iarăși se poate discuta. V-ați împăcat sau... Dar noi n-am fost certați, nu ați înțeles. Nu, n-am înțeles. De unde ați tras concluziile că am fost certați? Nu, nu e certă. Credeți că oamenii inteligenți nu pot să discute pe bază de idei fără să fie într-o contradicție și fizică sau verbală sau ceva agresiuni? Ce asta înseamnă agresiune? Nu înțelegeți că nu poate să mă suspend din partid, e o glumă proastă, cel mai bun caz? Cine citește statutul, v-am spus... Articolul 16.2 va vedea că nu am cum să fiu suspendat decât de către Congres. El e un jurist eminentă. Știe perfect ce face. Și va reveni asupra deciziei? Ați întrebat-o? Sunați-o pe ea. Că nu știu ce să vă spun, dacă va reveni sau nu. Dar n-ați întrebat-o de ce spune că v-au înconjurat serviciile secrete? Suntem înconjurați de toate lichelele serviciilor secrete, pătruși până în inima SOS-ului și eu am vrut să mă scutur de toți pur și simplu la acea secundă, pentru că e an electoral, și a zis să-i mai păstrăm, să-i dezinformăm. Așa se face, mă, normal, cum spunea. Dar am zis, băi, an electoral ăștia ne tot bagă șpange pe județe, pun frâne. Nu încercați și dumneavoastră să acționați ceva împotriva ei la nivel de partid sau... Mitafăruca și-a acționat, stați puțin pe noi și o să vedeți mai departe. Va urma, știi cum e. Ce anume va urma? Episodul următor, continuarea. E cu va urma. Veți încerca și dumneavoastră să nu mai fie președintele partidului sau... Care va fi? Asta am spus. Uitați-vă peste noi, acum și la SOS și la mine și la ea. E cu va urma. Să înțeleg așa, rămâneți soț și soție, dar în partid sunteți... Bun. Și, dar în partid sunteți adversari, în interiorul partidului. Nu suntem deloc adversari. A fost o idee pe care eu am dezbătut-o pe partea pe cealaltă. Se va ajunge undeva la un consens, probabil ca mine va fi, îi arunc pe toți rapid. Așa și cu asta basta. Îi aruncați? Pe cine să aruncați? V-am mai spus, e vorba de băia care tot ne pun frâne din interior. Adică eu dau un ordin să se întâmple ceva și în județ X nu ajunge. Pentru a putea să-mi salvez familia, a trebuit să iau cea mai cruntă decizie.
pentru a putea salva sufletul unui om și viața lui, pentru a-l scoate din ghearele serviciilor care l-au înconjurat, a trebuit să-l suspend din funcția de prim vicepreședinte. Astfel încât semnătura lui să nu mai însemne nimic. Și momentul ăla nu mai înseamnă nimic pentru ăia care l-au înconjurat. Deci ieși afară, ieși afară, ieși afară, nu, deci deci vă rog să-i luați telefonul, luați-i acesta telefonul. Dumnezeule, Dumnezeule, că mă întrerup exact când nu trebuie, pe bune, nu poți să-l vezi. Imediat, ăsta e. Îți trebuie codul, cifu. Ți-ai plătit ăla? Nu. Acum o fac, lasă. Pă bune, nici asta nu știi? Bă, e chiar atât de greu. 10.02 atunci. Bun, îmi cer scuze. Eu trebuie să le știu pe toate. Și pinuri, și carduri, și cifuri și așa mai departe.